Stimați telespectatori, ne bucurăm că ne-am reîntors. Aceasta este o emisiune în care, în afară că venim cu multă informație, trebuie să le educăm pe Georgic. Trebuie să. Cum prindem un moment, cum îl educăm. Ați văzut ieri, l-am învățat cu CD-ul, vine domnișoara, prezentăm CD-ul, nu desfacem carcasa, poate ne-i CD-ul, nu, și bravo. Astăzi, trebuie să te învăț, colegul, un sfat de viață sănătos. Ia spune. Care spune cam așa, pentru că tu trebuie să te așezi la casa ta, măi băiete. Așa. Trebuie și tu să te însori, că ți-au spus toată lumea, să-ți bagi mințile în cap. Și avem așa, spune o vorbă românească în felul următor. Important să plantezi un copac, să ridici o casă și să faci un copil. Pii. Tu la copac și copil te pricepi. Că sunt un copil copac. Da, nu. Păi poți să plantezi și să... Adică nu e mare lucru. Ai dat cu sapa, pa. Și ai plantat. Da, și partea altă la fel. Te apuci un pic de săpată în relație. Ce? Să vezi... Pui miezul și, da, și apoi apă, uzi, pac și... S-a ridicat. Cu casa e mai greu, mai ales în ziua de azi din România. Hai că... Că mă uit la tine în buzunare... Și să mă ierți, dar nu-ți dă ăștia nici împrumut pe 30 de ani, bă, sărăcie, bă! Cântă elefantul la mine, buzunar. Păi asta, înțelegi? Și atunci, fii atent, ai, uite, mă uit la Dănuț, încearcă să-și ia o casă de vreo 10 ani, dar avea și păr. Înțelegi? Plătește la apartament, săracul, aha, 30 de ani, că avea păr când și l-a luat. Acum, stimați telespectatori, în aceea situație suntem cu toți. Vreți să mergeți noi la bancă, să ne așezăm la casa noastră, când îți zice ăla cât ai de plată, te trece așa în fior, că te bucur când ai luat-o și după îți vine ți se mai mută și un vecin din ăla care tai, Ricky, tam, tai, vrei să pleci? Pe unde buget, că între timp s-au schimbat prețurile. Bravo, asta e întrebarea. Domne, vine sau nu vine un moment? Vine sau nu vine, dați-mi un răspuns. O să-mi iau și o casă să-mi fie de ajuns. Mamă, dă-mă noi, bă, dă-mă. Spectatori, am chemat un expert imobiliar să ne învețe și pe noi. Dom'le, când să cumpărăm? E momentul, nu-i momentul. Investim, nu investim, așa că alături de noi vine doamna... Ileana Preda. Bravo! Sigur. Uite, acolo și pentru cei de acasă, pentru că e un subiect care arde. Arde. Arde, domnule. Domnule, a venit pandemia, a venit criza, a venit războiul, toate se scumpesc, apartamentele, ce scad sau nu prețurile? Este întrebarea zilei, păi întrebarea anotimpului. Da, toată lumea, domnule, mai scad un pic prețurile. Sau cresc și prețurile la apartamente cum au crescut prețurile la toate? Da, este o întrebare foarte bună și frecvent... Dar bună, mulțumesc, m-am și pregătit de 2-3 zile, nu doar pentru întrebarea asta e. Frecvent întâlnită în zilele astea și, de fapt, încă de când a început pandemia, această întrebare este foarte frecventă. Și nu este doar la nivel de media sau public în general, ci este în fiecare familie, pentru că, de fapt, această... mie nu-mi place să spun criză. Ciclul imobiliar se repetă în medie, la nivel mondial, între 8 și 15 ani. Sau s-a repetat de-a lungul istoricului. Și acum, dacă ne uităm, 2008... Asta zic, 2023, ciclu, pac, 2022, 2023 sunt... Acolo, aproape... Bun, ce-aș spune este că... Indiferent dacă ne place sau nu, aceste cicluri economice se repetă. Ele au niște caracteristici. Fiecare ciclu are 4 anotimpuri, ca și în natură. Și atunci trebuie să ne uităm la ce se întâmplă. Astăzi, în piață, suntem în plină vară economică. Ce se întâmplă vara? Bubuie toată! Veselie! Cu toată lumea aruncă cu banul! Ce exact. Contează? Mergem la mare, nu ținem cont! Și ce se întâmplă după vară? Vine toamna. Da. Ce nu e frecvent spus este că nimeni nu poate prezice acel moment fix când se schimbă anotimpul. Sunt niște indicatori macroeconomici pe care îi urmărim. De exemplu, la final de vară economică încep să crească dobânzile, încep să scadă randamentele. Toate aceste elemente indică o schimbare de anotimp. Ai emoții? Da. Nu e cazul. La noi trebuie să te simți ca acasă. Da. Okay. Adică... Nu e a noastră, stăm în chirie. Da. Da. Relaxează-te, e tot în regulă. Fii atent, poți să spui ce prostii vrei tu. Da, liniștită. O să mă abțin. Nu, important e să înțeleagă cei de acasă exact pe limbajul lor. Da. Criza din 2008 a fost una foarte mare. Prețurile au scăzut, toată lumea și-a permis cumva, au fost investitori care au cumpărat foarte multe apartamente, foarte multe case. Criza de acum, pe care noi, voi, specialiștii, o cam prevedeți, adică bă, vine, e aproape, o să fie la fel de mare ca în 2008, o să ne permitem cu toții? Sau
o să o simțim și noi în buzunare și degeaba se ieftinește apartamentul, că eu mi-aș lua, dar nu prea am din ce. Da, eu cred că fiecare om și fiecare familie trebuie să se gândească foarte bine la situația lui și să se întrebe de ce am această nevoie imobiliară. Pentru că există 6 evenimente în viața unui om care duc către o nevoie imobiliară, acestea fiind nașterea, obținerea unui loc de muncă, căsătoria, pierderea locului de muncă, divorțul și moartea. Și eu dacă mă, ce optimist, am terminat. Și aceste 6 evenimente nu țin cont de ciclurile economice, pentru că uite, hai să ne imaginăm că te-ai căsătorit, ești căsătorit? Nu. Ah, ok. Așa. S-a mă bate gândul. Bun, să ne imaginăm, nu e vorba despre tine, să ne imaginăm este vorba despre un cuplu care tocmai s-au căsătorit. Corect. Sau tocmai le-a venit un copil pe lume și stau într-un apartament de 2 camere cu socrii sau cu părinții. Și da, atunci, hai să vedem dacă această familie sau venirea copilului ține cont de vreun ciclu imobiliar. Nu ține. Nu ține cont, okay, corect. Și atunci, dacă mă gândesc care este nevoia mea imobiliară, de ce fac pasul ăsta, ce ofer în plus familiei mele o astfel de mutare imobiliară, atunci o să știu cum este cel mai bine să acționez. Și ce aș mai recomanda pe lângă această discuție în familie și evaluarea nevoilor noastre, aș mai recomanda de asemenea consultarea unui expert. De ce este asta important? Noi facem asta zi de zi. Un om obișnuit în viață poate vinde de-a lungul vieții 2-3 proprietăți și poate face cu totul 5, cu tot cu închirieri, 5 mutări imobiliare. Un profesionist face asta 5 pe lună sau poate și mai multe. Și de aceea este necesar să te consulți cu cineva. Aveți o analiză, știți piața, cunoașteți piața și atunci e mult mai simplu. Exact. Hai să ne imaginăm un ciclu în care eu de 15 ani stau în chirie. Vreau să-mi întemeiez o familie și am și niște părinți care pun o presiune, dar tu nu-ți mai ești tu acasă. E bun, în acest context, ce ar trebui să știu eu când vreau să-mi achiziționez o locuință? Că eu n-am mai avut. Da, atunci dacă nu este o presiune de mutare, dacă părinții sunt atât de drăguți și spun întrebarea așa, prietenește, de e unul. Bani. Așa. Cealaltă variantă este să pună foarte multă presiune pe tine și să devină o nevoie arzătoare. Și atunci când există această nevoie și îți pui întrebarea de ce vreau să fac această mutare, te uiți în piață și atunci da, te interesezi în ce ciclu economic suntem noi. Pentru că dacă tu îmi spui, eu sunt confortabil acolo unde sunt, nu arde neapărat să mă mut, dar mi-ar plăcea să mă mut. Stăm un pic de vorbă, vorbim poate și cu un broker de credite, constatăm că vrei, poți și ai motivație să cumperi, atunci ți-aș spune, uite, dacă nu arde neapărat, poți să mai aștepți un pic, pentru că aceste cicluri economice se tot întâmplă între 8 și 15 ani la nivel... Și s-au făcut mondial. 15 ani și la mine și la ciclu. Exact. Și atunci poate că este un moment bun să urmărești piața și să acționezi atunci când piața se schimbă. Deci cumva înțeleg, trebuie să-mi iau locuință în funcție de nevoile mele. Nu, poate să nu-mi iau un apartament de 3 camere, poate de 2. Eu încă nu am un copil. Exact. Ține cont și de nevoile personale. Da, doar că vezi că după aia o să faci copilul și nu te mai prinde în ciclu. Dacă faci peste 3 ani, s-ar putea să fie mai scump. Deci eu zic, dacă tot ai bani, ia-l de 3, că nu se știe niciodată. Întrebare. Pentru cei de acasă și pentru toți cei care își fac credite pe 30 de ani, ce sfat le dai? Ne aruncăm cu capul înainte și ne facem un credit pe 30 de ani, adică ne antamăm viața pentru o casă, sau mai bine strângem bănuții și încercăm să plătim cât mai mult din ea și să fim pe o perioadă cât mai scurtă, asta implicând automat statul nostru într-un apartament sau garsonieră cu chirie? Depinde ce îți dorești, pentru că a avea o proprietate imobiliară... Asta înseamnă... oricum la români e foarte important, să ai casa ta, nene. Așa pleci cu mentalitatea de acasă. Iartă-mă, te-am întrebat. Este important și depinde ce îți dorești, pentru că dacă te uiți la de-a lungul istoriei, investiția în imobiliare este una dintre cele mai trainice și dacă ne uităm la o linie mediană prin toate aceste cicluri economice, o să vedem că este o linie mediană în creștere. Și atunci, da, pe termen lung este o investiție bună și apoi trebuie să te întrebi, decât să plătesc o chirie și să investesc în proprietatea altcuiva, o proprietate de investiție care mai târziu îi va aduce acestei persoane un profit, este parte din averea lui, persoana respectivă a făcut această investiție cu acest scop, tu poți să te gândești, ok,
intru în acest joc, jocul creditării, am avansul economisit și de ce să plătesc chirie pentru altcineva când pot să investesc în propria mea casă. Și eu, mie nu-mi place să mă gândesc la creditarea imobiliară ca, ca pe o corvoadă. A, nici noi, dacă îmi vine lunar să mă ierți, că nu e, îmi bate la ușă, mai rog ca moarte. Cum ai zis tu, că ai zis copil, nuntă, nu știu, divorț și moarte. Aia e banca pentru mine. Finalul, știi ăla, când vine aia cu coasa, rata, tati, haide că dacă nu... Boșeluța și afară. Da, și atunci trebuie să ții cont de faptul că dacă nu ai, nu știu, 70.000, 100.000 să-ți iei o proprietate în momentul ăsta, rata lunară poate chiar nu e o veste chiar așa de rea. Am și eu o curiozitate. Eu îmi doresc foarte mult o casă. Asta e visul meu. Eu am fost crescut la țară, la casă, vreau casă pe pământ. În această perioadă e mai eficient să-ți cumperi o casă gata, făcută sau să o construiești tu, ținând cont că materialele de construcție s-au scumpit? Nu s-au scumpit, au sărit în aer, că plânge toată lumea. Te-aș întreba de câte ori ai construit o casă în trecut? Niciodată. Asta face. Eu sunt ca spai. El vrea casă pe pământ. De ce? El a fost crescut să pună roșii, cartofi, ardei, știi, să crească un porc și el pe bătătură acolo, să aibă găini. S-aud un animal pe bătătură. S-aud cum gâiță porcul. Ai mai construit, dragul meu, vreo casă? N-am mai construit. Dar am mai vrut. Am stat pe lângă, meseriaș. Da, și atunci din nou aceeași poveste. De ce e important pentru tine să ai o casă? De ce e important să asculți animalele? Puneți toate aceste întrebări. Și da, dacă este important pentru tine și pentru familia ta, investește într-o proprietate. Dacă s-o construiască el sau să o cumpere gata făcută? Păi tocmai de asta spun, dacă n-a mai construit o casă, dacă ia-o tată, gata făcută. Măcar o vezi cum cade în cazul în care a construit-o altul. Dacă îi strâmbă, dai și tu vina pe ăla. Eu n-am construit-o eu. E dimineață și trebuie să ne păstrăm optimismul. Care este prețul corect al unui apartament în momentul ăsta din punctul tău de vedere? Care ar fi prețul corect? Prețul corect în momentul ăsta știm prețurile de pe piață. Ok, prețul corect se determină în urma unei analize comparative de piață. Zonă, stare, localizare și de asemenea prețul trebuie să fie raportat la acești parametri. Trebuie să fie aceste trei elemente, localizare, stare, preț, trebuie să fie în perfectă armonie. Bine, o să te întreb altfel. Da. Să văd că mă iei cu... da. Mă iei cu, ca la Ploiești în sensul general. Te întreb direct. Spune-mi o zonă. Nu zonă, te întreb direct. Te rog. Cât crezi tu, la cât crezi tu că va ajunge prețul unui apartament în criză? Din punctul tău de vedere. Acum un apartament, de exemplu, în zona asta, Pipera Tunari, de-o caută toată lumea, zona de nord, undeva la 150.000, 170.000, un apartament cu 3 camere. Unde crezi tu că va ajunge un preț la un apartament de genul? 3 camere, zona de nord. Ca să-ți răspund și să-ți răspunzi la întrebare, ar trebui să te uiți în trecut. Și dacă ne uităm la crizele anterioare, la schimburile de piață anterioare, poți să vezi că au existat căderi între 20% și poate până la 50%, depinde de zonă, depinde de produs, depinde de situația vânzătorului, pentru că și ăsta este un element dacă important. Dacă stă bine în buzunar, preferă să le ții. Exact. Și atunci să spunem că tu urmărești această schimbare de piață. Și pentru zona pe care ți-o dorești, găsești o oportunitate, să zicem la început de cădere de piață. S-ar putea ca dintr-o negociere bine informată sau asistat de un expert să poți să negociezi acea reducere înainte ca piața să ajungă la acea reducere. Adică aș zice, dacă tot faci asta și faci asta pentru următorii ani, o investiție pe termen lung, uită-te în jur, uită-te ce se întâmplă din punct de vedere al chiriilor în zona respectivă, că poate la un moment dat vrei să te muți în altă parte și această proprietate devine una de investiții. Eu aș zice, orice greșeală în imobiliare te costă 1000 de euro. Corect. Și atunci, când vine această nevoie imobiliară, pur și simplu așează-te cu cineva care știe despre ce e vorba, de preferat să obții recomandări, dacă prietenii sau familia ta au folosit serviciile unui astfel de specialist, haide să ne așezăm, haide să ne uităm în piață, haide să vedem ce s-a întâmplat în zona pe care ți-o dorești în ultima jumătate de an, un an, și în funcție de nevoile tale, eu le spun uneori clienților mei, de multe ori pe mine m-a angajat să vă spun ce să nu cumpărați. Da. Tu spui foarte simplu, bă, strângeți bani și documentați-vă, cam exact, despre asta exact. E vorba. Și fă-ți lecțiile pentru că este o investiție pe termen lung. Și înainte să ne luăm o casă, ține minte de sfatul bunicii, că mie așa îmi spunea bunica, Dumnezeu să ierte, îmi spunea așa, bă, mamaie,
bă, suntem prea, prea săraci să dăm banii pe lucruri ieftine. Deci mai bine iei mamaia undeva, într-o zonă bună, în cazul în care vrei vreodată să-l vin, să-l închiriez, să mai scoți și tu ceva, mă, mamaia, după el, un profit. Un înțeleaptă ceva. Mamaia. Da, a fost. Că da, așa o mamă. La mine nu s-a tras chiar toată înțelepciunea, dar că măcar așa din când în când. Îți mulțumim mult de tot că ai trecut cu pe la noi, pentru toate sfaturile. O să mai stau în chirie o perioadă, o să analizez ciclurile astea. Băi, strânge bani și documentează-te. Vorbește cu un specialist, exact cum faci aici în emisiune. Când ai nevoie de un horoscop, de o vreme, de ceva, să știi și tu cum ești pe berbec, pe vărțător, pa, o întrebi pe Vivian. Corect. Imediat îți spune. Îți mulțumim din inimă și sper că ți-au trecut emoțiile. Da, data viitoare o să fie mult mai bine și îți mulțumesc pentru început aia, când ai zis foarte bună prima întrebare, nu de alta, dar am auzit de la bunicii noștri care fac matinal de foarte mult timp, că aici în emisiune avem doar dansatori. Viviana.